După victoria cu West Ham și calificarea în play-off-ul Europa League, Astra a întâlnit aseară în deplasare pe Poli Timișoara, în etapa 5-a campionatului național al Ligii 1 fotbalistice. A fost o partidă în care antrenorul Șumudic a hotărât să folosească mai mult rezervele pentru a-și proteja și odihni titularii în perspectiva meciului cu Steaua și a dublei cu echipa olandeză AZ Alkmaar. Așa se face că au intrat în teren Queiroz, Horoș, Tandea, Stan, Henache, Lovin, Teixeira, De Amorim, Florea și Alibec, iar rezerve au fost Bojneag, Alveș, Roșu, Ioniță, Boldrin, Moraes și Seto. În prima repriză, Astra a jucat mai bine și a controlat jocul și Henache a deschis scorul în minutul 34 după un penalty obținut de Florea. Timișorenii încep mai bine a doua repriză și controlează jocul, iar în minutul 58 egalează prin Rufino, care a marcat cu lovitură de cap din 6 metri. Astra a revenit în avantaj prin golul lui Boldrin, care a marcat după ce portarul a scăpat mingea printre picioare. Scorul final a fost stabilit în minutul 91 de Iulian Roșu, aflat la primul gol în Liga 1. După această victorie, Astra acumulează 8 puncte și urcă pe locul 6, în timp ce ACS Poli rămâne pe locul 11.